Bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cutia Neagră Plus. Două agenții de stat și primăria Durlești riscă să se pomenească cu conturile blocate și să achite despăgubiri de peste 30 de milioane de lei din cauza unei scheme imobiliare implementată încă din anul 2009 cu girul fostului primar de Durlești, Nicolae Crudu. De această dată, victima schemei se declară chiar un fost deputat. În scandal sunt implicați un fost vicedirector al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, un fost oficial de la Moldova Gas, dar și fostul deputat democrat Constantin Botnar, zis Borsetcă. Iar oamenii de fațadă din această afacere s-au regăsit și într-o altă schemă, la Banca de Economii, care a adus prejudicii de milioane de lei instituției înainte de falimentare. Epopeea din jurul terenului de 1,5 hectare situat lângă renumita zonă de lux Poiana Domnească din Durlești a început în decembrie 2001. Atunci, Consiliul Orășenesc Durlești a decis să repartizeze pământ unei companii pentru construcția unui camping la marginea pădurii din Durlești cu ieșire la traseul M1. A urmat o hotărâre de guvern care a permis un schimb de terenuri din proprietatea SRL-ului Surnic pe lotul din pădure. Agentul economic a primit schița terenului și și-a înregistrat la cadastru dreptul de proprietate asupra lotului, fiindu-i atribuit un număr cadastral. În decembrie 2003, SRL-ul Surnic vinde terenul familiei Mușuc, fostului deputat Eduard Mușuc și părinților săi, Ion și Galina Mușuc. Peste 6 ani, când și-au propus să inițieze o afacere, aceștia au aflat că au fost deposedați de pământ, aproape 1,5 hectare. În anul 2009 noi ne-am adresat la cadastru pentru ca să fie delimitate hotarele, deoarece atunci erau planuri de atragere a investițiilor pentru proiectarea și construcția unui camping pe terenul respectiv și ne-am adresat primăriei Durlești, pot să vă zic chiar personal l-am sunat pe primarul Durlești, îl cunoșteam încă din activitățile Consiliului Municipal, l-am rugat ca să asigure ieșirea la fața locului inginerul cadastral din partea primăriei Durlești. Mi-a spus foarte bine, ok, se face. Și iată, peste o lună și ceva de zile, noi primim un refuz din partea primăriei, din partea cadastrului și apoi aflăm că acest teren a fost însușit, adică a fost înregistrat după primăria Durlești, a fost vândut la licitație, după asta revândut și acum deja sunt alți proprietari. Pentru a acapara terenul, a fost pus în aplicare o schemă complexă cu implicarea unor funcționari de la cadastru, Agenția Moldsilva și Primăria Durlești, condusă pe atunci de Nicolae Crudu. Iar cei la care a ajuns ulterior terenul sunt persoane cunoscute. Fostul consilier al președintelui Băncii de Economii, Evgeni Cramarenco, a ajuns mai târziu membru în Consiliul de Administrare al Moldova Gas, și Mihail Goffman, fost șef adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Dar să mergem cronologic pe șirul evenimentelor. La finele anului 2008, Agenția Moldsilva îi oferă în arendă lui Mihail Goffman două terenuri din pădurea Durlești, în zona de lângă traseul M1, ajunsă ulterior una de elită. Contractele de arendă sunt semnate în aceeași zi pentru un lot de 1,4 hectare și altul de 93 de ari. Potrivit planului geometric, cel de-al doilea teren cuprindea aproape tot lotul familiei Mușuc, deși acesta fusese scos din fondul forestier prin hotărâre de guvern și Moldsilva nu avea niciun drept să-l ofere în arendă. În august 2009, prin acorduri adiționale la contractele semnate cu Moldsilva, Goffman își micșorează suprafețele ambelor terenuri arendate, fiind stabilite alte hotare ale loturilor. Terenul de 93 de ari, care coincidea cu lotul familiei Mușuc, este micșorat la 55 de ari. Iar hotarele sunt strămutate mai spre drum. Totodată, Primăria Durlești începe procedura pentru a-și înregistra dreptul de proprietate pe terenul alăturat de 1,5 hectare, ocupat anterior parțial de Goffman prin contractul de arendă cu Moldsilva. La doar o lună după aceasta, în septembrie 2009, Primăria Durlești decide să vândă terenul la licitație. În actul aprobat atunci de consilieri nu era indicat numărul cadastral complet al lotului, deoarece nu exista.
Abia peste o lună, pe 22 octombrie 2009, autoritatea locală depune o cerere la cadastru pentru înregistrarea primară a dreptului de proprietate, care este aprobată în aceeași zi. Terenul primește un număr cadastral și un plan geometric cu hotare exact până la terenul arendat de Goffman. Astfel s-a ajuns ca terenul familiei Mușuc să se suprapună cu lotul primăriei Durlești, existând până astăzi două numere cadastrale diferite. Eu chiar am vorbit cu prim-ministru atunci, actual, despre lucrul respectiv, deoarece primarul face parte din partidul lui. Cred eu că ei, zona de rece încă nu exista. Poiana, cum domnească sau cum se numește, acolo era un câmp. Ceea ce casele luxoase pe care le vedem noi astăzi atunci nu existau. Era un câmp agricol, aici nimic nu era construit. Cred eu că ei știau sau aveau planuri de dezvoltare a zonei respective. Sigur că ea este una atractivă, vreau să o transform într-o zonă luxoasă și sigur că încercau să acapareze toate pământurile împrejur. Pe 23 octombrie 2009, chiar în următoarea zi după înregistrarea făcută la cadastru, la primăria Durlești parvine o cerere de participare la licitație pentru achiziția terenului. Solicitantul era Valeriu Teslar, cumnatul lui Evgenii Caramarenco, care îl consilia pe atunci pe președintele Băncii de Economii, Grigore Gachkevici. În timp record, într-o săptămână, este organizată licitația, iar Valeriu Teslari cumpără terenul de la primărie cu 1,4 milioane de lei. După licitație, la fel de rapid, consilierii din Durlești emit o decizie pentru modificarea destinației pământului din agricol în neproductiv. Iar în următoarea zi, pe 30 octombrie 2009, chiar primarul Nicolae Crudu semnează cu Teslari contractul de vânzare-cumpărare a terenului. La solicitarea cutiei negre, primăria Durlești nu ne-a oferit nicio informație legată de tranzacțiile dubioase din 2009 cu acest teren. Conform nomenclatorului de păstrare a documentelor, deciziile Consiliului Local se păstrează în arhiva primăriei timp de 5 ani, după care se transmit pentru păstrare permanentă către Arhiva de Stat. Potrivit legii, primarul poartă răspundere doar pentru acțiunile întreprinse pe perioada mandatului său. Mandatul actualului primar a fost validat în 2015, iar actele asupra acestor terenuri au fost emise de persoane cu funcții de răspundere anterior anului 2015. Mai mult ca atât, această situație se examinează într-un proces penal. Primăria Durlești colaborează cu organele de urmărire penală și este obligată să păstreze secretul acțiunilor efectuate, a explicat primăria Durlești. Pe de altă parte, Leonid Cristal, care lucra pe atunci inginer cadastral la primăria Durlești și a semnat mai multe acte ce vizează terenul vândut la licitație, declară că totul a fost legal. Terenul dat nu a fost al lui Mușuc, terenul dat a rămas după administrația publică locală și nici de cum nu al lui Mușuc. A existat o hotărâre de guvern pe care am găsit-o, prin care s-a făcut schimbul de teren de la Mușuc. Domnul Zipu, dacă în bază de date cadastru, nu este stabilit terenul dat în zona dată. Mușuc, terenul de date era cu două contracte de arendă acolo făcute. Eu dețin actul de contract. Care tot ulterior le-a făcut în 2008. Eu nu prea cum nu știu mult toate detaliile, dar da. Frumos, eu sunt. Departamentul Cadastru a verificat la solicitarea cutiei negre toate actele ce țin de terenul aflat în litigiu și ne-a explicat cum a fost posibil ca lotul privat să ajungă proprietate a primăriei Durlești și să fie vândut la licitație. Deci în anul 2002, în Cadastru, a fost prezentat un titlu de autentificare a dreptului de intrare pe teren. Cred că o informație, de fapt, publică, prin care a fost emis în temeie contractul de vânzare-cumpărare între o companie și între o persoană fizică. Acest titlu, de fapt, nu identifica amplasamentul bunului. Nu erau făcute măsurări, nu era făcut un dosar tehnic care să indice exact care sunt coordonatele terenului dat. Canul cadastral teritorial nu putea să refuze înregistrarea dreptului de proprietate în baza unui titlu, chiar dacă nu era planul cadastral. Deci așa temeie nu exista. Respectiv, organul cadastral a înregistrat dreptul. Pare numărul ăsta convențional. Și cum spuneam, numărul convențional înseamnă că noi nu știm unde este amplasarea exactă a terenului.
Acum trece perioada de timp, în anul 2009, primăria orașului Durlești inițiază lucrările de identificare a unui teren care aparține primăriei și face toate lucrările cadastrale. Deci măsurări, dosarul cadastral, identificarea unde este împlăsat terenul, suprafața exactă și confirmă prin planul cadastral care a fost semnat de către primărie că asta este împlasamentul corect a terenului ce aparține autorității publice locale. În baza extrasului din registrul centrelor de terenuri care este ținut de primărie și în baza planului cadastral, terenul cu numărul care se termină 1547 a fost înregistrat în registrul bunurilor imobile. Deci terenul corespundea, documentația cadastrală corespundea cu cerințele legii la data înregistrării în anul 2009. Prin urmare, de careva suprapuneri, noi nu putem să vorbim. Peste o lună de la tranzacția cu primăria Durlești, Valeriu Teslar a vândut terenul Galinei Kramarenko, care, potrivit unor surse, ar fi mama lui Evgeni Kramarenko. Prețul indicat în contractul de vânzare este de 788.000 de lei, mult mai puțin decât a plătit Teslar pe terenul cumpărat la licitație. Ulterior, din terenul de un hectar și jumătate sunt separate un lot de 36 de ari și altul de 2 ari, folosit ca drum. Acestea îi sunt vândute lui Mihai Bâlba, angajat la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Acesta nu rămâne mult timp proprietar al terenurilor și le vinde Ludmilei Goffman, soția lui Mihail Goffman, de la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Astfel, Goffman ajunge să dețină în această zonă aproape un hectar și jumătate de pământ, 38 de ari cumpărați și 109 ari arendați de la Mulțilva pentru 49 de ani până în anul 2057. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare, Goffman i-a plătit lui Bâlba pentru teren doar 73.000 de lei, chiar și valoarea cadastrală a lotului era dublă, nemai vorbind de valoarea de piață. Prețul mizer de achiziție a fost stabilit după ce terenul fusese evaluat la 70.000 de lei de către compania Goffman Consulting. Despre această firmă, presa a scris anterior că ar aparține fraților Alexei și Mihail Goffman și s-a numărat printre companiile care au evaluat fraudulos bunurile gajate la Banca de Economii, majorând artificial valoarea gajurilor pentru mai multe credite neperformante. Din 2008, Alexei Goffman era angajat al BM-ului, responsabil de creditare, iar ulterior a fost și el consilier al președintelui BEM, Grigore Gachkevici. Mihai Goffman a negat anterior că ar avea legături cu firma Goffman Consulting, deși există și o coincidență de nume. L-am telefonat pe Mihail Bâlba, care este astăzi vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie, pentru a-l întreba detalii despre aceste tranzacții din 2012 cu Goffman. Acesta a negat că ar cunoaște familia Kramarenko, de la care a cumpărat pământul, și nici nu-și amintește cum a ajuns ulterior să-l vândă Ludmilei Goffman la un preț de nimic. Ne-a cerut să revenim a doua zi pentru detalii, după ce va verifica actele. Am revenit la dumneavoastră cu întrebările care le aveam despre teren, dacă ați reușit să... Da, dar eu l-am găsit la mine documentele și eu nu știu nimic. Numele de așa. Dați-mi vreun document că eu sunt băiat și dat când l-am cumpărat, eu acasă nu am găsit. I-am remis actul cadastral al terenului, dar ulterior Mihai Bâlba nu a mai răspuns nici la apeluri, nici la mesajele noastre. Cu Mihai Goffman am discutat de mai multe ori. Inițial s-a arătat dispus să discute la subiect cu reporterul Cutiei Negre, dar ne-a tot amânat de la o zi la alta. Și care domnule? Vreau să întreb cum ați ajuns să-l cumpărați, cum l-ați identificat, vă cunoașteți cu cei care vă l-au vândut? Nu mă interesează. Știu-te de jocurile voastre. Deci ați apropiat de mine. Nu vă spun. Păi, mâine la dumneavoastră. Dar e, fără probleme. Acum vă spun,
Eu odată m-am refuzat jurnalist ca să îmi discut. Am spus, vă spun, stându-te duminică. Mă sunam să-mi doresc. Bine, vă spun atunci. Eu, apropo, în comparație cu restul, eu nu sunt bine. Săptămâna viitoare, am să găsesc. Și când vă le-am de tine. Ulterior, retorica lui Goffman s-a schimbat. A refuzat să vorbească și ne-a amenințat cu poliția. Vreau să știu dacă de ce să ne întâlnim să discutăm la subiectul acela. Serian, ne oferiți răspunsuri la întrebările și care le aveam sau nu? Căutați-vă de treabă. Eu nu dau niciodată date personale. S-a terminat jocurile voastre. Bun, sunt clar, dacă eu am de acord să vorbim bine, dacă nu, nu vedeam. Nu vă mai deranjați telefon. În octombrie 2012, la cererea Galinei Kramarenko și cealaltă bucată de pământ de peste un hectar, pe care o avea în proprietate, a fost separată cadastral în 6 loturi, care se suprapun parțial cu terenul familiei Mușuc. În baza documentelor prezentate de Moldsilva, adică eu prezentat documentele care vizează executarea hotărârii de guvern și cu ieșirea la fața locului a inginerului cadastral din componența cadastrului au fost stabilite hotarele la fața locului și atât dacă luăm de la colțul acela 100 de metri până în practic ajungem până la casa lui, aproape de casa lui Constantin Botner. O parte de acest teren sunt ocupate de un alt teren, dacă vedem îngrădit, care se află în arenda cetățeanului Mihail Goffman. Și am solicitat pornirea unui dosar penal încă în anul 2010, dar Centrul Combaterii pentru CCC a refuzat să pornească vreo urmărire penală, acum e clar de ce. Abia în septembrie 2017, când procurorii gestionau un dosar penal pentru deposedarea mai multor persoane de terenuri din Durlești, în vizor au ajuns și loturile Galinei Kramarenko. Aceasta chiar primise statutul de învinuit în dosar, iar Ludmila Goffman calitate de parte civilmente responsabilă. Adică cea care urma să răspundă pentru prejudiciul material cauzat prin fapta învinuitei. Terenurile au ajuns atunci sub sechestru. După 10 luni de anchetă, dosarul a fost clasat. Procurorul a stabilit că lipsesc elementele infracțiunii. A urmat o nouă tranzacție, dar tot în familie. Galina Kramarenko a vândut cele 6 terenuri scăpate de sechestru Irinei Varzari, o pensionară de 81 de ani care era soacra fiului său Evgenii Kramarenko. Pentru că plecase din țară, Galina Kramarenko a perfectat o procură la Moscova pe numele nurorii sale Renata, să-i reprezinte interesele în tranzacția de vânzare-cumpărare. În aceeași zi, Irina Varzari a desemnat-o prin procură tot pe fiica sa Renata să gestioneze mai departe bunurile imobiliare. Amintim de legătura de rudenie a Irinei Varzari cu Valeriu Teslari, cel care a cumpărat inițial pământul la licitație de la primăria Durlești. Și acesta îi este ginere, fiind căsătorit cu a doua fiică a sa, Diana. Am reușit să o găsim acasă pe Irina Varzari. Femeia trăiește modest într-un bloc din sectorul Rășcani al capitalei. Ne-a vorbit după ușă, evitând să fie filmată și a recunoscut că terenul era gestionat de Evgenii Kramarenko, care a divorțat între timp de fiica sa. Am dat la fiică, eu nu știu de ce face ea. Eu am cumpărat mai de mult, dar eu nu pot să nu văd că o leacă numai sunt bine. Și am dat-o pe nedejdea ei. Dar la care dintre fiice ați dat? Renata. Dar în acte de ce n-ați trecut? A fost dumneavoastră figurați în acte. Nu, dacă n-aș fi, n-am dovedit că n-am operație, am avut numai sunt bine tesiune. Și când mă sunt mai bine, de o să schimbăm și cu acesta. Dar dumneavoastră cum le-ați procurat? Aveți când că au fost de la doamna Galina Kramarenko? Da, ea s-a mutat de aici, eu o luat iede, eu nu știu cum astea, dar s-a dus, a plecat peste graniță. Și m-a întrebat, m-am gândit și eu, zic, cum a trebuit la copii, știți cum. E chiar dumneavoastră le-ați cumpărat sau copiii cum? Nu, da, eu și pe urmă le-am dat lor. Adică m-au ajutat și ei. Dar ce planificați faci pe teren și la nu, pentru ceva, așa, ceva, o putculiță, dar eu știu și ce s-a primit. Dar știți că terenul acelea există dosar penal, litigi? Eu nu știu, de, nu știu, să știu că este, dar ei nu ne-am spus nimic. Dar
Dar pe dumneavoastră niciodată nu v-a chemat procurorii? Nu, nu m-a chemat, că dacă am dat pe nedejdea lor. Și atât. Dar cum o putem găsi pe Renata? Ea nu, sau nu? Dar eu nu știu dacă ei iese. Îmi pare că ea iese tot la sanatorie, că nu sunt și de bine. Și atât, scuzați. Am încercat să vorbim și cu Evgenii Cramarenco, care lucrează astăzi la Gazprom, fiind directorul filialei din Sankt Petersburg, dar secretara nu ne-a făcut legătura. Ви позвонили в компанию Gazprom International. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, наберите его или оставайтесь на линии. Алло. Gazprom International, я рад. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Вас беспокоит с Республики Молдова, с города Кишинева, с телеканала ТВ-8. Как я могу связаться с господином Крамаренко? Давайте попробуем с его помощником соединить. Напрямую, боюсь, не получится. Хорошо. Сейчас, одну минуту. Алло, да, попробуй сейчас его спросить, если он на месте. Нет, к сожалению, нет его на месте. Începând cu anul 2009, familia Mușuc a umblat prin instanțele de judecată pentru a demonstra că este proprietara terenului de 1,5 hectare de la traseul M1 și a fost deposedată ilegal de pământ. Procesele s-au finalizat abia în 2019, iar judecătorii au obligat primăria Durlești să stabilească hotarele terenului în natură. Iată, din anul 2009, până în anul 2019, atât 10 ani de zile, noi am fost în procedura civilă care s-a finalizat cu un câștig de cauză, cu o decizie irrevocabilă în instanță de judecată și acum suntem în al treilea an când decizia respectivă nu se execută. Stabilirea hotarului se face de către autoritatea publică locală. Cadastru, ca și în cazul dat ca oricare alt executant de lucrări cadastrale, poate ieși doar la fața locului și efectua măsurările propriu-zise, deci partea tehnică, documentează ceea ce stabilește autoritatea publică locală. Ați făcut o astfel de încercare, nu? A fost așa o încercare în anul 2020, dar ea n-a putut fi finalizată deoarece reprezentantul autorității publice locale nu s-a prezentat la fața locului și atunci, în absența lui, noi nu putem să finalizăm lucrările. Decizia instanței nu poate fi executată, deoarece terenul a fost revândut de câteva ori, iar actualii proprietari sunt considerați cumpărători de bună credință. Irina Varzari a vândut în decembrie 2019 două loturi de 50 de ari, iar alți 30 de ari i-a înstrăinat în august 2020. În prezent, femeia mai are în proprietate doar un singur teren de 24 de ani. Oamenii aceștia care sunt proprietari de astăzi nu poartă nicio vină, ei sunt cumpărători de bună credință. Noi nu avem cum să cerem de la dânsi întoarcerea terenului. Unica chestiune care rămâne și sigur că ea va fi dusă până la capăt, ca statul să plătească bani grei. Pentru iată, aceste acțiuni, pentru aceste dilapidări, pentru acest furt, iarăși o să plătească statul. Familia Mușuc intenționează să ceară în judecată achitarea prejudiciilor de către Primăria Durlești, Agenția Mulțilva și Agenția Servicii Publice, care are în subordine cadastrul, toate instituțiile pe care le consideră că au participat la schema de preluare a terenului. În procedura de asigurare sau cea de executare, există riscul să fie pus sechestru pe conturile acestor instituții publice. Deoarece terenul acesta, știți cât costă un ar aici de teren? 10.000 de euro și în sus. Terenul aici e scump. La momentul de față, acțiunea civilă, dacă nu greșesc, depășește 30 de milioane de lei. Este evaluarea terenului și sunt evaluate despăgubiri, inclusiv materiale, morale, și totul se calculează din 2009. Cu cât mai mult se întinde chestia asta, cu atât mai mare va fi și suma inclusă în acțiunea civilă. Cât de corect este acum ca instituțiile statului să achite o sumă uriașă în timp ce în spate au stat niște oameni, da? După părerea mea, sigur că nu este corect. După părerea mea, cea mai bună soluție să fie întoarcerea terenului și acoperirea tuturor pierderilor sau despăgubirilor de către persoanele implicate în acest furt. Toate persoanele care au fost implicate, ei nu sunt mulți ca tare, ei nu sunt mulți beneficiari, ei sunt câteva persoane. Una deja decedase, primarul Durlești. Din octombrie 2020, la Procuratura Municipiului Chișinău există un dosar penal ce vizează terenul familiei Mușuc.
Doi funcționari au statut de bănuit, iar în scurt timp dosarul va ajunge în judecată, afirmă procurorul de caz. Urmărire penală continuă, nu este finisată. Sunt persoane recunoscute în calitate de învinuit la moment, dar nu se denumesc. Ca câte persoane? Sunt două persoane. Funcționari publici, încă ce pot vă spun. Sunt anumite probleme, având în vedere faptul că limite s-au produs nu azi, nu ieri. Sunt în persoane periodice dat, care sunt plecat pe psihotare. Ați reușit cumva să luați legătura cu persoanele plecate la psihotare? Asta e, vă spun că ca exemplu, deci este două persoane sunt plecate, de exemplu, în Canada, care urmează să fie audiați ca martiri. Dar în afară de funcționarii, persoanele care au fost cumpărători, vânzători, acestor serie nu le-au deci, la moment când sunt persoane fizice, nu s-au dat apreciere. Sper cât mai repede. O lună, două luni, în timpul ăsta cred că o să avem răspuns la toate întrebările. Ce au fost și niște persoane vânzate și cum ești pot să spun că tot are de perspectivă, nu nici de cum poți fi vorba de clasare, sunt probe, perspectiva de judecată. În cadrul urmăririi penale s-a pus sechestru pe terenurile vizate, la solicitarea procurorului. De asemenea, pe loturile situate chiar la marginea traseului M1 există o altă interdicție aplicată de administrația de stat a drumurilor. Câteva parcele urmează a fi expropriate în cadrul unui proiect de modernizare și lărgire a traseului M1. Pentru lucrările cadastrale, în luna februarie au fost alocate resurse din fondul rutier. Acum, din considerent că volumul de lucrări e mare, urmează să achiziționăm aceste servicii prin licitație publică și planificăm în luna martie să anunțăm licitația publică pentru desemnarea câștigătorilor la executarea servicii cadastrale. Și după ce va fi desemnat câștigătorul, atunci urmează să facă lucrările, să înceapă întocmire pachetul de documente cadastrale, să ieșim cu măsurări în teren și procedura mai departe. Administrația de stat a drumului a reușit să ia legătura cu proprietarii acestor terenuri sau nu ați întâlnit niciodată, nu ați discutat despre... Am discutat cu o parte din ei, singur au venit la comunicare și din considerent că ele sunt adiacente drumului M1, cad sub lucrările de utilitate publică și sunt afectate de proiect. Și au venit cu solicitând informații și ține de suprafața care e afectată de proiect, parametri tehnici acolo și așa mai departe. Ce sume ar urma statul să despăgubească certificatul? La moment nu avem calculate sumele, fiindcă acestea sunt terenuri sub construcție. Ele urmează să fie evaluate de evaluatori independenți și licențiați, odată după executarea lucrărilor de transpunere. Ne abatem puțin de la subiectul terenului de lângă Poiana Domnească pentru a vă povesti o altă schemă dubioasă cu implicarea acelorași personaje prin care Banca de Economie a fost prejudiciată cu milioane de lei. Schema a fost deconspirată în urma unui audit al Curții de Conturi. În octombrie 2008, Banca de Economii a luat în arendă o clădire din strada Columna, în care să-și deschidă o filială. Potrivit contractului, plata lunară de locațiune constituia 35 de euro pentru un metru pătrat. O taxă colosală, în condițiile în care pe atunci un metru pătrat de imobil în zonă putea fi arendat cu 10-15 euro pe lună. Proprietari ai clădirii erau în acte 4 persoane interpuse, printre care aceeași Irina Vărzari, soacra lui Evgenii Cramarenco, care era pe atunci consilierul președintelui BEM, Grigore Gachkevici. Alți doi proprietari ai imobilului erau părinții lui Alexandru Gusev, președintele Moldova Gaz. Plecat de la BEM, Evgenii Cramarenco a ajuns consilierul lui Gusev și membru al Consiliului de Administrare la Moldova Gaz. Banca de Economii a plătit în 2008 în avans 24 de milioane de lei pentru arenda clădirii din strada Columna. Potrivit auditului Curții de Conturi, toată suma a fost transferată pe contul lui Valeriu Teslari, cumnatul lui Cramarenco.
Anume, el a încheiat contractul de locațiune cu BM-ul în baza unei procuri semnate de toți coproprietarii imobilului. În 2010, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a inițiat o anchetă ce viza arenda clădirii din strada Columna. Dar oamenii legii nu au stabilit atunci relații de rudenie între proprietarii imobilului și factorii de decizie ai băncii de economii. Potrivit unor surse de încredere, Alexei Goffman, fratele lui Mihail Goffman de la Centrul Anticorupție, lucra în acea perioadă la BEM și era în relații de prietenie cu președintele băncii Grigore Gacichievici și consilierul său Evgeni Kramarenko. Cutia Neagră a descoperit și un alt detaliu curios. Cei trei au semnat într-o zi, pe 6 noiembrie 2008, contracte cu agenția Moldsilva pentru arenda unor terenuri din pădurea Durlești. Loturile arendate de cei trei sunt vecine. Gacichievici a arendat 92 de ari de pădure, Kramarenko 46 de ari, iar Alexei Goffman 64 de ari. Tot în aceeași zi, un alt teren alăturat de aproape 10 hectare ajunge în arenda companiei Privat Imobil, care îi aparținea lui Mihai Goffman. Tot pe 6 noiembrie 2008, Mihail Goffman semnează încă un contract de arendă cu Moldsilva pentru alte 2 hectare. Iar peste o lună, o altă firmă a sa, BG Agroser, arendează încă 15 hectare de pădure la Durlești. Astfel, membrii familiei Goffman au ajuns să arendeze aproape 30 de hectare din pădurea Durlești pentru 49 de ani. Nu am reușit să-l găsim pe fostul deputat comunist, Anatolie Popușoi, care era pe atunci director la Moldsilva și a semnat toate aceste contracte de arendă. Numărul de telefon pe care îl avem este deconectat. De-a lungul anilor, Moldsilva s-a judecat cu firmele lui Goffman pentru recuperarea unor datorii de sute de mii de lei, acumulate din neplata taxei de arendă a pădurii. Procese de judecată a avut și cu Evgeni Kramarenko și Grigore Gacichievici, care la fel nu au plătit la timp taxele pentru arenda loturilor din pădurea Durlești. Și ultimul detaliu curios legat de terenul arendat de Mihail Goffman lângă Poiana Domnească. În anii precedenți, acesta i-a cedat pământul fostului deputat democrat Constantin Botnar, zis Borsetcă. Botnar l-a îngrădit și și-a extins ograda casei pe terenul care parțial se intersecta cu lotul familiei Mușuc. Ba mai mult, după ce a fugit din Republica Moldova, Mihail Goffman ar fi rămas să aibă grijă de Casa Albă a lui Botnar, susține Eduard Mușuc. Accesul pe drumul care duce spre casa lui Constantin Botnar este blocat de o poartă, iar zona este supravegheată video. Am reușit să trecem dincolo după ce poarta a rămas întredeschisă. Ajunși la terenul din pădure, am stabilit că gardul ce înconjoară fosta locuința lui Botnar a fost strămutat. Aici tot era gard, văd că l-au distrus. Iată, acum tu ai dreptate. Da, și el a fost recent tăiat. Gardul ăsta e nou. El e nou. El e proaspăt. Centrul de investigații jurnalistice a publicat în 2016 un video filmat cu drona în care se vedea clar că terenul îngrădit de Botnar era mult mai mare decât astăzi. În vara anului trecut, fostul deputat PD a vândut casa luxoasă din Poiana Domnească. De când fugise din Republica Moldova, de gospodăria ar fi avut grijă Goffman. L-am întrebat pe un paznic unde e proprietarul. Mi-a spus că el se află în Londra, adică nu este aici. Era după 19 și mi-a spus că eu pot să fac legătură cu omul care are grijă de această casă și acest lot de pământ. Eu zic, nicio problemă. Dar cum îl cheamă? Cine omul respectiv? Mihai Goffman. Adică, practic, Mihail Goffman a avut grijă de casa lui Constantin Botnar atunci când el era... Și a făcut legătură atunci? Da, da. Am vorbit la telefon, da. I-am spus că care e problema, că terenul care se află din noastră în arendă și în proprietate, practic este terenul nostru, noi avem deja hotărâri în stanță de judecată și ca să nu ne mirim noi la situația când vom cere niște despăgubiri mari din partea statului, mai bine cumva să voi să încercați să rezolvați voi împreună cu Constantin Botnar problema respectivă.
Și care a fost răspunsul? Întâi de toate încerca să-mi spună că nu este la curent, după asta i-am explicat că păi, toate lucrurile sunt cunoscute. Mi-a spus că o să facă legătură cu Constantin Botter și o să revină. Și a revenit peste câteva zile. Mi-a spus că Constantin Botter se află la Londra și când se va întoarce, ei sunt gata să ne așezăm, să discutăm cum rezolvăm problema și după asta au dispărut. N-am mai discutat. Mihail Goffman are o casă de lux în apropiere de cea a lui Botnar. Imobilul este situat pe două terenuri alăturate cu o suprafață totală de 12 ari și are ieșire la două străzi paralele. Casa este înregistrată pe numele mamei sale, Rita Goffman. De la înălțime se vede o gradă bine amenajată cu foișor și piscină, iar peste drum se află chiar lotul de pădure arendat de la Mulțilva până în anul 2057. Goffman ne-a spus la telefon că nu locuiește în Poiana Domnească. Despre fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Mihail Goffman, presa a scris anterior că ar fi ajutat la desfășurarea laundromatului în Republica Moldova. În 2011, Parlamentul a votat un amendament la legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, care a permis deblocarea conturilor pe care veneau transferurile din Federația Rusă în proporții deosebit de mari. Amendamentul a fost înaintat de ex-directorul CNA, Viorel Chetraru, la propunerea lui Goffman. Astfel, a fost dezactivat butonul roșu, care a permis transferul banilor din laundromat prin Republica Moldova în zone offshore.